de ajuns să crezi că ai reușit să crezi în tine. Transform răul în bine și amplifici respectul de sine. Totul pare intangibil, a devenit mult prea credibil. Faptul că un om sensibil face imposibilul posibil. Și ce crezi? Totul se duce dracu într-o secundă când te împiedici de o depresie mult prea profundă. Cumva stai fără griji, știi că ai mai fost aici. Obișnuința distruge frici, știi să cazi, să te ridici. La început gândurile bat realitatea în repetate rânduri. Durează prea puțin să vezi că realitatea bate gânduri în rânduri. Sunt cuvinte nespuse, ușor colorate, extrase din conștiințe întunecate în fiecare noapte. De fiecare dată pare interesant, cu toate că e greu, mereu ai ceva de învățat. Când noaptea e liniștită, profit de ea din plin. Îmi schimb starea constant, din coniac în joint și din joint în vin. Subconștientul te încearcă, tu vrei să ieși de acolo. Da, pasul e strâmb și greu și ești încă acolo. Rugăciunea nu ajută când tu nu ajuți deloc. Credința arde și doar psihicul te scoate din foc. Acum, chiar și credința pare mai ciudată. A devenit o afacere murdară, necurată. Ați spus din vechile scripturi că suntem sclavi ai voștri, niciodată, chiar și Biblia e modificată. Încerca să fugi, sunt chiar în spate. Sunt în umbra ta, zi și noapte. Încearcă-ne și încerc să chinui timpul. Să adorm doar în noapte, să îmi găsesc ritmul. La psiholog încerc mereu să îmi găsesc gândul. Realitatea te face slab, cum să-mi exprim cuvântul? De asta mai rulez, de asta mai ard. Vreau să râd de toate ce s-au întâmplat. Îmi imaginez că totul pare pus cap la cap. Realitatea s-a schimbat, nimic de apreciat. Sistemul e fucked up, dar știi ce e cel mai de căcat? Faptul că pe toți, bro, noi am angajat. Ștampilat, votat, nu contează, el ne-a dat. Atunci mă gândesc, oare unde-i mentalitatea de căcat? Avem o țară credincioasă, aici toate au un rost. Uite, am construit și catedrala neamului prost. Copiii învață să se roage în spital pe hol și își așteaptă rândul la un pat cu sufletul gol. 9 milioane de români plecați săltând sclavia, corupția, calitatea slabă a politicii și sărăcia. Peste 5 milioane în diaspora sunt plecați și eu. Am 25 de ani și îmi aleg locul cu greu. Croșeu după croșeu, dar sunt încă în picioare. E asta ca pe o scrisoare scrisă din depărtare. Că sunt un anonim oarecare în numărul ăsta mare, care poate să declare că iubirea pentru țară moare. Încerca să fugi.